Salutare dragii mei amoroși și bine v-am găsit la un nou episod din Mesajele Tarotului pentru tine. În această duminică intru în casele voastre ca să fac o etalare, să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână, care este energia care o să vă învăluie în următoarele zile. Dacă ești curios să vezi ce se va întâmpla, te rog să rămâi alături de mine. <fie> Ce faceți voi, dragii mei, în această duminică? Cum petreceți în această duminică? Sper că sunteți sănătoși, sper că sunteți bine. Pentru cei care doresc sare neagră, vă rog să intrați pe amostarot.ro și să completați formularul de comandă. Veți primi pe adresa de e-mail toate informațiile necesare. M-ați întrebat ce este această sare neagră, toate detaliile le găsiți pe site-ul amostarot.ro, dragii mei. Este o sare de baie în principiu de protecție, de neutralizare a energiilor negative. Vă ajută foarte mult. Este o sare făcută de mine personal, cu rugăciuni speciale ale regelui Solomon. O să vedeți. Intrați pe site și citiți. Hai să vedem care este energia generală a următoarei săptămâni. La baza pachetului, Regina de Cupe, iată. Păi avem așa, în următoarea săptămână, avem um, iubire aici, avem dragoste, avem împărtășirea emoțiilor cu cineva. Regina de Cupe arată întotdeauna sensibilitate. Este posibil unele dintre voi, unii dintre voi, să treceți prin momente sensibile. Um, este o energie foarte frumoasă, este o energie foarte curată. Regina de cupe. Pajul de monede. Iată. Bineînțeles că aici vorbim și despre partea profesională, vorbim despre serviciu, poate ți s-a dat un nou proiect. În următoarea săptămână va trebui să rezolvi anumite tascuri, va trebui să um, dai dovadă de flexibilitate, de ingeniozitate. Oricum, faci parte dintr-o echipă foarte bună, și să știi că cumva ești creierul acolo, a ceea ce tu faci. În următoarea săptămână, energiile sunt extraordinar de frumoase. Este o energie superbă, aș spune, pentru următoarea săptămână. Se întâmplă ceva aici și din punct de vedere creativ. Avem cartea Nebunul, iată, ce arată naivitatea, noul început în următoarea săptămână. Cartea Nebunul arată faptul că îți urmezi visele, îți urmezi visele, îți urmezi scopul, nu te temi. S-ar putea poate să te implici în proiecte în care mulți le-ar refuza, dar e și modul tău de a vedea viața, modul tău de a vedea ce se întâmplă în jurul tău. Trăiești un fel de euforie, aș spune eu, cu cartea aceasta a nebunului. Șapte de monede și cinci de monede, unii dintre voi, din punct de vedere profesional, v-ați plictisi să tot așteptați anumite rezultate sau poate așteptați anumite feedback-uri. Sunt anumite lucruri care nu mai vin aici și v-ați sătura să tot așteptați, să tot așteptați. Considerați că v-ați implicat foarte mult acolo și cumva ați fost abandonați. Poate unii dintre voi chiar au trebuit să plece de la locul de muncă sau să abandoneze locul acela de muncă, da? Este un sentiment de singurătate aici, de izolare. Următoarea săptămână arată faptul că... Unii dintre voi veți fi lipsiți de această vitalitate, pentru că în ultimii ani, da? deci în ultimii șapte ani, ați investit foarte mult și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere psihoemoțional, ați depus un efort și rezultatele s-au cam lăsat așteptate și v-ați am pierdut răbdarea aceasta, deci nu, nu mai aveți răbdare să, să vi se întâmple ceea ce voi doriți să se întâmple. 3 de cupe și pajul de cupe. Avem aici o sărbătoare pentru săptămâna următoare. Este cineva care îți propune o ieșire. Poate ieșiți la un film, ieșiți la o masă. Avem o invitație. Și nu o să fii singur în această întâlnire. Vor fi mai mulți oameni în jurul tău. Putem vorbi despre un grup de prieteni, putem vorbi despre o ieșire cu colegii, dar clar o invitație foarte frumoasă pe care tu o vei primi și o vei onora, o sărbătoare, um, muzică, discuții um, și aici cred că este foarte posibil ca tu să te simți atras sau atrasă de o persoană din anturajul tău. Doi de băte. Cartea uh, Creatorului, spun eu, este o arcană majoră din uh, Tarotul Iluminat. Este o carte ce arată Vărsătorul da? și vorbește despre creație, vorbește despre vise. Este foarte posibil să te gândești la. Um, ați îndeplini visul acesta undeva la distanță, poate să pleci într-o altă țară sau să primești o ofertă de genul acesta care să fie într-un alt loc, nu acolo unde tu stai, unde tu trăiești. Este o carte care te îndeamnă către a scrie, către a face ceva creativ, pentru că ai foarte multă susținere în interiorul tău, da? Doi de bâte și trei de bâte, iată, îndoiala poate, că lucrurile nu vor ieși așa cum tu ți le dorești, Însă să știi că următoarea săptămână pentru tine vorbește despre creație, vorbește despre construcție, vorbește despre seriozitate și să tratezi visele tale și visurile tale cu seriozitate de data aceasta o etalare foarte profundă. Simt cumva că vei avea parte de o viață socială diferită față de ce ai avut până acum, vei cunoaște oameni noi, vei sta în preajma unor persoane care îți vor face bine, dar tu visezi la ceva mai înalt, tu ai ceva mai înalt acolo în mintea ta, vrei să faci ceva mai mult, iată ai și cartea nebunului aici și arată că vei înfrunta toate obstacolele, ce vor veni, nu ți este teamă de ele, nu ți este frică de ele, dar te îndoiești de această distanță cumva, te îndoiești că destinul tău ar putea să fie și în altă parte, nu neapărat aici unde ești tu. Hai să vedem ce ne spune și Oracolul Călătorului Sacru, ca și sfat pentru tine. Exact ce spuneam la începutul acestei citiri, este un sfat care îți spune așa. Crede în magie. Believe in yourself. Journey by moonlight. Believe in magic. Este o carte minunată, da? care îți spune să ai încredere, să mergi înainte, să uh, lupți pentru scopul tău, pentru ceea ce tu îți dorești. O săptămână a creației, clar, o săptămână în care vei ieși, te vei bucura de cei din jurul tău, o veste foarte frumoasă pe care tu o vei primi. Și de ce faci asta? Faci asta pentru că dorești să ieși din zona aceasta de izolare, iată, cinci de monede, da? Te-ai izolat puțin uh, în ultima perioadă. Ai crezut că așa ți este mai bine, ai crezut că așa te vei putea vindeca de experiențele trecutului, dar... Nu neapărat au făcut bine și acum vrei să ieși, vrei să te bucuri. Poate chiar plănuiești o călătorie da? cu aceste trei cărți, ultimele trei cărți, doi de bâte, trei de bâte și Cartea Vărsătorului. Deci vorbim clar despre o călătorie, despre o nouă viziune. Ți se deschid niște porți, să știi. Tot ce trebuie să faci este să crezi în tine. Dragii mei, o săptămână încărcată cu evenimente frumoase pentru voi. Nu uitați să vă puneți în aplicare... Talanții, uh, talentele pe care voi le aveți, da? scrieți, colorați, desenați, pictați, cântați. Bucurați-vă de tot ceea ce este în jurul vostru, pentru că viața merită trăită până la sfârșit și la cote maxime. Sper că v-a plăcut această ediție din mesajele tarotului pentru tine. Eu vă urez toate cele bune, vă doresc o duminică minunată și nu uitați, dragii mei, să aveți foarte mare grijă de voi.